Un american în vârstă de 46 de ani și-a injectat venin de viperă în sânge timp de 20 de ani. Cel puțin, așa susține Steve Loudwin, care lucrează într-un laborator în care se fac experimente pe reptile. Așa se explică și de unde își procură marfa. Deși povestea lui pare neverosimilă, pentru că testele au arătat că numai un strop de venin este îndeajuns să omoare un om prin coagularea sângelui în câteva secunde, bărbatul spune că povestea lui este reală. Steve Loudwin spune că veninul de viperă l-a înviorat și că, deși are 46 de ani, atunci când și-a făcut analizele, doctorii l-au anunțat că are metabolismul unui tânăr de 28 de ani. Cu toate acestea, un lucru este cert: noi nu vă recomandăm să faceți așa ceva.